Pe 1 mai, planeta Marte intră în zodia berbecului, iar acesta este un moment foarte important, deoarece Marte va fi în locuința sa, și spre deosebire de luna precedentă, această perioadă va deveni mai fierbinte, controversată și chiar și uneori dincolo de limitele prudenței. Marte va face oamenii mai activi și perseverenți, aceasta este o lună de luptă și cucerire și ne va influența pe fiecare dintre noi. Vom deveni mai hotărâți, mai curajoși și mai profesioniști și vom putea realiza multe. Dar amintiți-vă că Marte în berbec ne poate face mai agresivi, sau noi înșine vom deveni victime ale agresiunii. Ne putem confrunta cu conflicte sociale grave în care oamenii vor avea tendința să se certe și chiar să rezolve disputele prin luptă. Nu a fost cazul luna trecută, așa că este important să potriviți energiile acestei luni cu starea voastră de spirit. De asemenea, fii atent pentru că s-ar putea să simți agresivitate din toate părțile. Pe 3 mai intrăm în faza retrogradă a lui Pluto, care este un proces lung. Acesta este un moment special în care vom crea o nouă viziune pentru viitor, ne vom reevalua investițiile și vom lua în considerare o nouă abordare a banilor și a structurilor mari. Va veni un moment în viața noastră când trebuie să scăpăm de ceva. Unii se vor elibera de invidie, alții de relații toxice, alții vor părăsi rolul de victimă, alții vor depăși temerile și fobiile. Aceasta este luna poziției speciale a lui Marte în mănăstirea sa și a lui Pluto în parcarea sa. Pluto va sta nemișcat, se mișcă foarte lent și vom simți că acest lucru se estompează. Și dacă ceva începe acum, va fi foarte semnificativ, la scară largă și globală, potrivit lui Pluto. Acestea sunt schimbări tectonice foarte grave în probleme sociale și în operațiuni de luptă. Vine punctul de cotitură. Prin urmare, berbecul și scorpionii ascendenți și solari vor simți astfel de schimbări ca nimeni altcineva. Pe 8 mai este o lună nouă în Taur și va deschide o nouă cale cu tine. Această cale va avea ca scop stabilitatea și prosperitatea, precum și să ne creeze confort. Prin urmare, vom fi orientați spre viitor și ne vom întreba cum să surprindem ceea ce avem și să-l creștem. Această lună nouă va fi în conjuncție cu Uranus, ceea ce înseamnă că ne așteaptă ceva surprinzător. Trebuie să fim pregătiți mental pentru asta și să răspundem rapid la situație. Planeta Saturn va fi în aspect armonios cu această lună nouă și va vorbi despre necesitatea de a gândi cu atenție la toate. Va trebui să calculezi clar, să planifici și să evaluezi foarte sobru situația. Aceasta este o lună nouă pământească care ne îndreaptă atenția asupra problemelor pământești. Aspectele pe care le creează ne cer să fim serioși, responsabili și oarecum previzibili. Va trebui să prognozăm situația și să luăm în considerare diverse opțiuni. Pe 16 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, bineînțeles, vom deveni mai măsurați în judecățile noastre. Ne vom lua timpul să învățăm ceva specific și ceva care ne poate face bani. Vom aborda lucrurile, prieteniile și interacțiunile cu alți oameni mai calm pentru că Mercur va deveni mai inteligent. În berbec, Mercur a creat argumente, agresivitate și lupte verbale. Intrând în zodia Taurului, ne va face mai calmi, echilibrați și gata să facem compromisuri. În această perioadă pot avea loc cunoștințe interesante, în special legate de recreere sau, de exemplu, probleme financiare. Prin urmare, în prima jumătate a lunii vei fi foarte activ, hotărât și chiar puțin intransigent. Poate chiar și încăpățânarea în caracterul tău va apărea. Dar în a doua jumătate a lunii vei deveni mai calm. Te vei relaxa și vei lucra cu ea fără stres. Pe 20 mai, Soarele va răsări în zodia Gemeni, dar până atunci vreau să-i urez mai întâi la mulți ani Taurului solar și după 20 mai, la mulți ani Gemenilor solari. Luna aceasta va fi o oportunitate pentru tine de a construi o nouă perspectivă și de a lansa un nou an personal. Când soarele era în zodia Taurului, eram foarte concentrați pe bogăția materială, iar acum soarele în Gemeni ne va da o înțelegere că ușurința de a percepe situația intră în viața noastră. Și nu numai asta, vom vedea că multe probleme pot fi rezolvate foarte repede. Ne vom putea ocupa de orice documente, dar numai dacă căutăm sprijin de la alte persoane. Soarele în Gemeni ne va oferi informațiile necesare sau ne va îndruma către persoanele potrivite pentru a căuta ajutoare și indicii. Și, desigur, acest lucru se va reflecta în modul în care treburile noastre încep să progreseze direct. Pe 23 mai va avea loc o lună plină în zodia Săgetător, care va rezuma rezultatele pentru unii la educație, pentru alții la imigrație, iar pentru alții va rezolva problemele legale. Această lună plină va fi în opoziție cu Jupiter, așa că vom simți că nu totul este atât de ușor și simplu, pentru că unele lucruri vor părea complet inacceptabile. Dar datorită aspectului armonios al lui Neptun și Venus, această perioadă ne va susține și ne va spune că totul este în puterea noastră. Pe 24 mai, Venus va intra în zodia Gemeni, iar de data aceasta va fi favorabilă întâlnirilor și comunicării active. Putem intra în natură, putem comunica cu prietenii și prietenele. În această perioadă, vom primi o mulțime de informații utile legate de treburile noastre, instruire, documente și negocieri. Dar mai devreme, pe 30 aprilie, Venus va intra în zodia Taurului și ne va aminti de stabilitate în relațiile amoroase și în sfera financiară. La sfârșitul lunii mai ne vom ocupa de aceste probleme. Ne va fi mai ușor să intrăm în relații și mai ușor să le punem capăt, dacă acest lucru este relevant pentru cineva. Și, bineînțeles, Balanță și Taur ascendent și solari, veți putea simți această lejeritate la sfârșitul lunii mai, iar per total luna vă va merge foarte bine. Și întrucât Venus în Taur se află în locuința sa, iar Venus în Gemeni aduce ușurință și aerisire, această lună poate zbura pentru tine. Pe 26 mai ne așteaptă un eveniment important, Jupiter trece în zodia Gemeni și va rămâne acolo timp de un an. Prin urmare, dragi pești și săgetători cu ascendentul și soarele în aceste zodii, veți simți în mod deosebit această influență. Pentru tine, luna mai va fi o lună de cotitură când vei simți cum se schimbă ceva. Vei înțelege că parcurgi o etapă și începi alta, poziționându-te într-un mod nou. Și cu toții ne vom deschide noi perspective. Jupiter în Gemeni, deși slab, ne va concentra asupra problemelor de comunicare, cunoaștere și informare. Vom cere asta de la alții și noi înșine vom deveni mai mobili. Totul este să ne atingem obiectivele, să ne realizăm visele și să ne riscăm. Acest lucru ne va ajuta să avansăm în profesia, cariera, credibilitatea și statutul de expert. Dar cel mai important eveniment al lunii mai este parada planetelor sau marele Stellium, iar aici semnul Taurului va fi în prim plan. Prin urmare, tu și cu mine ne vom concentra 100% pe obiective specifice și le vom atinge în mod constant și consecvent. Mai va fi o lună pentru noi când devine important pentru noi să obținem un rezultat anume, bogăția materială, iar aceasta ne va aduce un sentiment de confort și armonie. Cert este că în luna mai Soarele, Venus, apoi Mercur se vor deplasa prin semnul Taurului și, în cele din urmă, Jupiter își va finaliza tranzitul. Uranus se va deplasa și prin semnul Taurului și își va juca rolul acolo. Aceasta înseamnă că vom fi foarte concentrați pe bunurile materiale. Va fi un accent concentrat în lume pe finanțe și pe ceea ce avem. Aceasta va deveni baza poziției noastre stabile în societate, viața personală, dragoste și profesie. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!